Secol, Deșteaptă-te române a fost ales imediat după Revoluție, imnul național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Imnul național este parte a expresiei noastre naționale, simbol al legăturii cu trecutul și cu valorile noastre fundamentale. Simbolistica imnului național face trimitere nu doar la valori naționale, ci și la valorile europene, de care România este profund atașată. Deșteaptă-te române vorbește despre fraternitate, unitate, dar și despre libertate și curaj. Imnul nostru național a reușit de-a lungul timpului să fie un element unificator pentru toți cei care au simțit românește și au crezut în destinul nostru ca popor. Andrei Mureșanu, considerat autorul moral al versurilor și melodiei, a fost doar un vector al dorinței de libertate și unitate ale revoluționarilor pașoptiști. În schimb, fiecare român a fost, este și va fi un martor al dorinței noastre de a ne găsi propriul drum în istorie și de a afirma ca națiune. De aceea, de fiecare dată când imnul național este intonat, legătura cu generațiile de dinainte de noi este refăcută, iar identitatea noastră ca popor este încă o dată reafirmată. Ziua imnului național este și trebuie să rămână unul dintre momentele pe care le celebrăm cu solemnitate, o sărbătoare a spiritului poporului român, a tuturor cetățenilor, indiferent unde se află, între granițele țării sau peste votare. Intonarea imnului național trezește în fiecare dintre noi un sentiment de mândrie, de atașament și devotament față de România. Deșteaptă-te române face apel la identitatea noastră națională, la valorile care ne fac mai puternici în Europa și în lume. La mulți ani, România! Vă mulțumesc!
Lucian, dirijorul fanfarei Promenada. Ziua imnului național înseamnă un eveniment deosebit pentru toți care respiră în această țară. Alături de drapelul tricolor sunt simbolurile nației române. Am participat și particip cu mare plăcere la toate evenimentele de naționalitate, de natura imnului și al drapelului național. Mă bucur că s-a ajuns să avem și ziua imnului, că nu de mult a fost instituită. Din păcate, toți participăm, că oamenii poate nu știu așa bine ce înseamnă. Și la ora asta mai dimineață, nu prea mulți au participat. Sperăm că pentru viitor vor fi mai multe participări și o amploare mai mare, precum merită imnul național al României, Deșteaptă-te, române!